găsit tuturor! Cu ocazia sărbătorilor pascale am venit astăzi la Mănăstirea Lainici, Mănăstire Ortodoxă de Călugări. Și anul acesta, starețul mănăstirii, arhimandritul Ioachim Pârvulescu, este cel care ne va oferi detalii cu privire la sărbătoarea Învierii, ne va spune cum trebuie să se pregătească credincioșii pentru această sărbătoare și, desigur, ce reprezintă postul Paștelui, cel mai aspru post de pe întreg parcursul anului. Bine v-am regăsit, Părinte Stareț, iată că ne aflăm în perioada celei mai frumoase sărbători a primăverii, și anume Învierea Domnului sau Sărbătoarea Sfintelor Paști, după cum o mai numesc credincioșii. Părinte, spuneți-ne, vă rog, ce semnificație are pentru oameni Sărbătoarea Sfântă a Învierii și cum primesc, sau mai bine spus, cum ar trebui să primească oamenii această sărbătoare? În primul rând, bine ați revenit la Mănăstirea Lainici. Și vă mulțumim pentru acest lucru. Sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea sărbătorilor și bucuria bucuriilor. Este cea mai mare sărbătoare și bucurie în același timp. Pentru că, așa cum spune Apostolul Pavel, că dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnic ar fi și credința și propovăduirea. Pur și simplu, Mântuitorul Iisus Hristos împarte istoria omenirii în două, înainte de Hristos și după Hristos. Și mai ales cu învierea sa din morți, a pecetulit învățătura sa fundamentală, o altă credință, credința mântuitoare, așa cum Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și pentru noi ortodoxi, sigur că învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare, comparativ cu apusul catolic, care îi pun accent mai mult pe nașterea Domnului, ortodoxia, totuși pe învierea Domnului, se pune pentru că este sărbătoare prin excelență mistică, sărbătoare care scoate în evidență dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în același timp înțelegerea noastră duhovnicească. Pentru noi creștinii ortodoxi, această sărbătoare a Învierii Domnului este o sărbătoare care trebuie să se pregătească fiecare creștin. Respectiv, în biserică există această rânduială de pregătire timp de 7 săptămâni. Adică 7 săptămâni de post, rugăciune și o altfel de vețuire pentru fiecare creștin. Încearcă fiecare să se apropie mai mult de Dumnezeu și să ducă altfel de viață. Deci cu post mai mult, cu rugăciune mai multă, cu fapte bune mai multe, cu apropiere de Dumnezeu mai mult, de divinitate, pentru că noi, vedeți, oamenii suntem ființe umane, suntem trup și suflet și cu sufletul ne asemănăm cu dumnezeirea. Cu asta ne identificăm cu dumnezeirea prin partea noastră a sufletului, care este nemuritor și veșnic. Trupul, datorită păcatului strămoșesc, este muritor, dar sufletul este nemuritor și prin aceasta ne identificăm cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat din morți, pecetulind învățătura sa fundamentală, ca noi să credem în El și toți care vom crede în Hristos Iisus, mănăcii care sunt botezați în numele Preasfintei Treimi, cred în Iisus Hristos, fac ceea ce învață biserica, atunci ne putem mântui, deci putem merge în raiul pe care Adam și Eva l-a pierdut, de unde au fost ei alungați și Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a deschis această perspectivă și această posibilitate ca omul să se întoarcă din nou în raiul de unde a căzut la începuturi. Și de aceea, pentru noi creștinii, învierea Domnului este cea mai importantă și mai ales când este o pregătire în prealabil, când oamenii respectă această frumoasă tradiție de post și nu numai, de fapte bune. Foarte frumos este în majoritatea locurilor din țara noastră această sărbătoare și cum o primesc fiecare creștin în parte și mai ales cei care au și ținut postul și s-au spovedit, s-au împărtășit. Sigur că învierea este faza culminantă, să spunem așa, acestei mari sărbători
în noaptea de Paști, când toată lumea merge la Sfânta Înviere, ia Sfintele Paști și se întoarce acasă cu această bucurie de redescrisă a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru a întâmpina această sărbătoare, oamenii, după cum a spus și dumneavoastră, se pregătesc atât trupește prin post, cât și sufletește prin rugăciune. Din vasta dumneavoastră experiență, cum este indicat să se pregătească un credincios și care este de fapt rolul postului în tot acest proces, să-l numim așa, rolul atât la nivel fizic cât și la nivel spiritual? Este foarte importantă această poruncă a postului, pentru că dacă o luăm de la origini, Adam a căzut din rai din cauza neascultării, din cauza că n-a postit. Că Dumnezeu a spus să mănânci din toți pomii, să faci ce vrei în rai, dar din acest pom al binelui și răului să nu mănânci, că dacă vei mânca, vei muri, Adame. Și știm foarte bine că ispita șarpelui, ispita diavolului prin șarpe, a făcut-o pe Eva să facă acest pas de a gusta din pom și a dat și lui Adam și atunci a venit căderea. Prin urmare, căderea a venit din neascultare, din neținerea postului. Și după aceea, dacă o luăm așa la modul general, ce frumos este când de la copiii cei mai mici până la cei mai vârstă oameni fac ascultare și fac abstinență de multe lucruri rele. Inclusiv și de la aceste lucruri, de la regimul alimentar. Pentru că așa cum mare știință în ziua de astăzi a ajuns la concluzia că regimul vegetarian este foarte important pentru echilibru psihosomatic, adică trup și suflet foarte bine echilibrează. Chiar oamenii de știință au ajuns la concluzia că 2 zile pe săptămână, dacă omul nu spune neapărat că e post, cum spunem noi ortodoxi, dar dacă țin un regim vegetarian, este foarte bine pentru sănătatea omului, oamenii de știință. Deci, ia câte biserica de 2000 de ani vorbește despre acest lucru, că trebuie să ținem miercurea și vinerea post pentru sufletul nostru și pentru trupul nostru. Iată, oamenii de știință au ajuns la concluzia că este extraordinar de important acest lucru. Deci, postul nu face decât mai bine la oameni. Este acest echilibru al întregii ființe prin renunțarea la mâncăruri de origine animală și nu numai. Adică omul trebuie să postească la tot ceea ce este negativ, tot ceea ce se sustrage de la partea spirituală. Mai ales în ziua de astăzi, cum sunt o grămadă de tentații de toate felurile, omul trebuie să țină post, adică să facă abstinență, să se abține de la cele lucruri rele, și de la băutură, și de la fumat, și de la vorbe rele, și de la privirea la lucruri neplăcute, indecente, chiar și excesul de vizionare la televizor sau la, mă rog, pe unde se uită fiecare. La fel e foarte important, pentru că adică este o pauză și este o încărcătură energetică. Harul Duhului Sfânt vine acolo unde se pregătește teren omului. Adică unde omul ține post din punct de vedere trupesc și acolo îi pregătește loc lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în sufletul omului acolo unde este primenit. Deci postul este important. De la cei mai mici oameni, spune că de la vârsta de 7 ani, când copilul deja este conștient, și el trebuie să facă acest exercițiu de abstinență, știind că mâine ne împărtășim, ține și el acolo miercurea, vinerea, îi dai mâncare vegetariană, că e foarte sănătoasă, chiar mai sănătoasă decât ceea ce consumă omul, în general de pe piață, și atunci și din punct de vedere pedagogic și din punct de vedere trupesc, copilul este foarte bine, să spunem așa, echilibrat și învățat în sensul acesta duhovnicesc, ca să țină și el post și să harul Duhului Sfânt să-l lumineze, să-l întărească în credință.
Deci, în esență, postul nu ține doar de regimul alimentar, ci este o abținere. Considerați că astăzi, în zilele noastre, când, cum a spus și dumneavoastră, există atâtea tentații, postul este o provocare mai mare? Păi, nu este. Este o alternativă la tentațiile. Postul te echilibrează la tentațiile care sunt în ziua de astăzi, adică fără precedent, pentru că întotdeauna au existat tentații în toate generațiile, în toate timpurile, dar astăzi este un asalt și chiar la un moment dat este o proliferare a tentațiilor și chiar mai grav a ajuns la nivel de legiferare a lucrurilor rele, destructive, negative și atunci deja este un lucru foarte, foarte, foarte grav și pentru tineri, pentru copii, pentru toți oamenii. În sensul acesta, biserica ne ajută ca să înțelegem mai bine, adică să primim o luminare de la Duhul Sfânt, să înțelegem aceste provocări și aceste tentații, că sunt de natură spirituală, adică negativă, de la cel rău, pentru că și diavolul este de natură spirituală și lucrează pe această filieră psihică și de aceea lucrurile sunt foarte, foarte greu de depășit. Și biserica ne ajută în sensul acesta ca omul să, pe lângă post, să aibă și această perspectivă a pocăinței. Adică nu numai că postește omul, dar întreaga ființă trebuie să se concentreze asupra numele lui Iisus Hristos prin pocăință, adică să se căiască în sinea sa de tot ceea ce a făcut negativ, ce a făcut rău și în același timp să postească, să facă un exercițiu de asceză în sensul acesta și amândouă colocrează, deci și trupul și sufletul și mintea și inima omului colocrează ca să redreseze și să echilibreze foarte bine ființa noastră omenească și să înțelegem, mai ales să conștientizăm această lucrare care există în lume. Pentru că, în general, întotdeauna au fost fel de fel de tentații, dar cu cât merge omenirea spre dezvoltarea aceasta a științei și a tehnicii, mai mult tentațiile sunt mult mai rafinate, mult mai stilate, să spunem așa, și greu de depășit dacă nu avem o structură sănătoasă spirituală. Și în sensul acesta, biserica ne pune în față ca să ne întărim duhovnicesc, să conștientizăm în primul rând și să ne înarmăm cu armele bisericii, respectiv postul și rugăciunea și pocăința. Pocăința care e foarte importantă în limba slavă, pocăință, dar vine din limba greacă, metanoia sau metania. Meta înseamnă dincolo și nous înseamnă rațiune. Deci mutarea minții în transcendență și mutarea atenției către partea spirituală. Deci această pocăință care trebuie să o conștientizeze fiecare om și să depășească momentul acesta de tentație care există la orice pas, în fiecare zi. Știm de altfel că postul Sfintelor Paști este și cel mai aspru post de pe parcursul întregului an. Cum le recomandați credincioșilor să procedeze pentru a traversa cu bine această perioadă? Da, este și cel mai aspru și cel mai lung, că de fapt sunt 7 săptămâni, 49 de zile, 6 săptămâni sunt până la Florii, ca după aceea încă ultima săptămână, săptămâna patimilor, este săptămâna care ne conduce spre învierea Domnului. Și cel mai aspru, pentru că sunt, adevăr, numai 2 dezlegări la Pește, de Bună Vestire și de Florii, restul este post total, așa, foarte, foarte aspru în sensul acesta, dar un om, dacă înțelege ce înseamnă postul, cum vă spuneam, și oamenii de știință și oamenii cultivați în ziua de astăzi și oamenii educați și chiar și oamenii moderni au ajuns la concluzia că regimul acesta alimentar, ca să nu zicem post, regimul de natură vegetală sau vegetariană,
este foarte important și foarte recomandat și în zona, în lumea civilizată, și-a dat seama că mâncarea de origine vegetală este mult mai sănătoasă și parcă este mai acceptată de trupul nostru, pentru că într-adevăr Dumnezeu la origine l-a făcut pe om în rai să se hrănească cu fructe și legume, dar după aceea, după căderea în păcat, omul a început să vâneze, să se hrănească și cu hrană de origine animală. Și deci există la nivel mondial foarte multe curente care promovează regimul vegetarian. Deci la unison cu ceea ce biserica ne învață să ținem post. Dar diferența este că regimul vegetarian, fără o pocăință și fără gândirea la Dumnezeu, n-are efectul acesta chiar trupesc, efectul scontat. Dar atunci când merg să colaborează împreună și funcționează împreună, și postul de origine vegetariană și rugăciunea și pocăința și celălalt împărtășirea cu Sfintele Taine, atunci este ideal. Este un altfel de om și un altfel de trăire și sigur că simțile sunt la fiecare om în parte, așa cum le primește fiecare în felul lui și cum le trăiește, pentru că așa cum fiecare om este unicat în felul lui și simțile sunt pe aceeași, în același fel. Omul simte fiecare în raport de cât dăruiește, cum spune Steinhardt, dăruind vei dobândi. Cu cât dai din tine, cu atât primești mai mult. Cu cât dăruiești, cu atât primești. Adică dacă dăruiești lui Dumnezeu dragoste, iubire lui Dumnezeu, dăruiești jertfă, adică te jertfești, pentru că atunci când postești, te jertfești. Este o jertfă. Ăsta este sensul. Că, măi, este mierul creat și vinerea, am toate bunătățile în frigider. Deci vreau să fac o jertfă pentru Dumnezeu, pentru tăierea păcatelor mele, și atunci, uite, nu mai mănânc nimic în frigider, mănânc ceva, mâncare vegetariană și fac o jertfă, adică mă jertfesc cu adevărat, te jertfești ca să ții post. Și este o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci ele, când sunt împreună și jertfa aceasta și rugăciunea și postul și abstinența de la alte lucruri negative, destructive, cu toate conduc la apropierea de Dumnezeu, la cunoașterea lui Dumnezeu și la simțirea lui Dumnezeu. Pentru că asta este la urma urmelor. Cunoști despre Dumnezeu, trăiești pe Dumnezeu și simți pe Dumnezeu mai altfel decât atunci când nu experimentezi aceste lucruri pe care biserica le promovează și le propune biserica întotdeauna. Învierea Domnului sau Sfintele Paști. Părinte, de unde această denumire? Presupun că nu este nicio diferență, ambele fac trimitere la același lucru, dar totuși, de unde denumirea de Paște? Da, deci învierea Domnului, cu adevărat, Iisus a înviat. Deci a făcut o excepție de la normalitatea oamenilor. Adică un om trebuie să părăsească această lume, moare cu trupul, datorită păcatului strămoșesc, că Dumnezeu a spus Adame să nu mănânci, că dacă vei mânca, vei muri, Adame. Și atunci Adam, știm foarte bine, diavolul intră în șarpe, șarpe vine și o ispitește pe Eva și îi pune această dilemă, că nu Eva, nu e adevărat că dacă mănânci vei muri, ci tu vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște bine și rău. Și atunci Eva, ispitindu-o cu această lucrare, atunci a pus-o pe gânduri și a pus-o la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, curioasă să vadă că așa este. Și într-adevăr, a luat din pomea, a dat și lui Adam și în momentul când au mâncat, au cunoscut că sunt goi. Deci s-a deschis ochii aceștia senzoriali și au pierdut harul lui Dumnezeu, s-a depărtat harul lui Dumnezeu. Și atunci tot omul, Dumnezeu l-a alungat pe om, pe Adam și pe Eva din rai și a venit moartea în om și toți oamenii trebuie să moară. Însă Iisus a trăit ca un om pe pământ, fără păcat, bineînțeles, dar a făcut acest salt peste normal, adică a înviat din morți a treia zi, așa cum a spus, că trei zile va sta în mormânt, după aceea va învia. În sensul acesta ne-a dat o învățătură și nouă că și noi la rândul nostru, la sfârșitul veacului, vom învia. Deci toți oamenii vor învia. Cum? Este foarte greu să înțelegem acest lucru, pentru că aici vorbim de spiritualitate, de transcendență, de metafizică, se vorbește când e vorba de înviere și e greu să înțelegi cum vor învia. La un moment dat, Newton, marele fizician, era foarte credincios și la un moment dat vine un prieten la el
Și spune Newton, tu crezi în învierea morților când învață biserica creștină? Cum să nu, prietene? Asta e cel mai mare privilegiu pentru noi creștini, să credem în învierea lui Hristos. Pentru că dacă cu Hristos a înviat, așa și noi vom învia. Păi și atunci cum mai e posibil Newton așa ceva? Și pentru cel care a murit acum 100 de ani sau 1000 de ani, că nu mai e nimic din el, totul s-a descompus. Și atunci Newton a făcut acel experiment. A luat două vase, două borcane. Într-un vas era nisip și într-un vas pilitură de fier. Le-a pus pe masă, le-a împreunat, le-a amestecat bine și a zis, separă pilitura de fier din nisip, mai poți? Nu, mai e imposibil. Atunci Newton a luat un magnet și a început să separe pilitura de fier din nisip. Și a spus Newton, uite, vezi cum are acest magnet, puterea de a separa aceste elemente, pilitura de fier din nisip, așa și Dumnezeu, la sfârșitul veacului, are puterea de a separa și de a uni din nou elementele, componentele trupului nostru. Sau mai concret științific, vorbind așa, se vorbește încă din secolul IV despre microcosmos, despre cosmos. Universul este cosmos. Pământul este microcosmos și omul este macrocosmos. Deci, tot ce am învățat noi la chimie, tabelul Mendeleev, elementele acelea chimice, organice, anorganice, care există în cosmos, există și pe pământ în microcosmos și există și nou în macrocosmos. Adică, vedem acolo ce spune Mendeleev, fier, magneziu, cupru, cutare, există în trupul nostru, în macrocosmos. În stare pură sau în stare de formare. Știți că, cum spune filozoful, că nimeni nu se pierde, totul se transformă. Este într-o stare permanentă. Deci, prin urmare, în trupul nostru, macrocosmos, toate elementele care sunt în microcosmos pe pământ sunt în el. Așa cum spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut pe om din pământ. Așa cum ar face un copil din plastilină, din pământ, ar modela trupul omenesc, așa a făcut Dumnezeu pe om. Deci macrocosmos este făcut din microcosmos, din pământ. Și atunci, toate elementele, componentele trupului nostru nu se duc în neant. Cele rămân acolo, se transformă macrocosmosul în microcosmos și la sfârșitul veacurilor, când va fi învierea morților, atunci Dumnezeu separă toate elementele, componentele trupului nostru și din nou trupul, înviem cu trupul, dar cu trupul spiritualizat. Asta e o diferență. Așa cum Hristos a înviat, cu trupul spiritualizat, adică nu mai e trup omenesc care ai nevoie de mâncare, de îmbrăcăminte, ci nu mai ai nevoie de așa ceva. Se aseamănă cu trupul nostru, dar se spiritualizează, nefmatizează, cum spune se spune în limba greacă. Deci, cum va fi lucrul acesta e foarte greu să înțelegem, dar așa ne învață biserica. Deci, noi vom învia cu trupurile, dar trupurile vor fi spiritualizate. În sensul că nu mai ai nevoie de senzorialul, cum avem deja de astăzi, mâncare, brăutură, îmbrăcăminte și așa mai departe, ci vor fi, pentru că această stare și această viață pe care trăim din punct de vedere biologic este datorită păcatului strămoșesc și o trăim acum și aici pe pământ, în acest timp și în acest spațiu, în timpul istoric care a venit de la căderea omului în păcat și pe acest spațiu, pe acest pământ. După aceea, după ce omul moare, se duce în pământul în care a fost luat și după aceea el va via la judecată de apoi. Și deci așa ne învață biserica că și noi vom învia cu trupurile noastre. Și de aceea Hristos a înviat și noi vom învia. Și după aceea se numește, m-ați întrebat de Paște, de ce se numește Paște, vine din limba greacă, Peșah, Paște, care era o sărbătoare și este încă la evrei până în ziua de astăzi, sărbătoarea din Vechiul Testament, sărbătoarea trecerii primare a roșiei în chipul miraculos al lui Moise și a evreilor. Știm foarte bine că evreii a stat sub regimul, sub egipteni, a stat sub păgânii egipteni timp de 470 de ani. Și Moise s-a rugat la Dumnezeu și i-a scăpat din robia babilonică, din robia faraonică. Și cum? Au trecut prin Marea Roșie în chip miraculos. Dintr-o dată Dumnezeu spune că a deschis, a făcut un culoar prin Marea Roșie, s-a dat într-o parte și în alta marea, s-a făcut un culoar, un drum și atunci Moise cu toți caii și călăreții și toți oamenii au trecut prin Marea Roșie sub privirea faraonului și păgânilor, au trecut prin Marea Roșie în chipul acesta, s-a deschis, dat de o parte, marea, într-o parte și în alta.
Și au trecut toți, toți izraelitenii au trecut prin Marea Roșie și după aceea când a vrut să treacă faraon cu ei, dintr-o dată marea vine la loc și n-a putut să mai treacă. Și atunci a putut să scapă Moise în acest schimb miraculos, această minune a trecut prin Marea Roșie. E, și în urma acestei mari minuni pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul evreu, atunci a rămas această sărbătoare a Peșahului sau trecerea prin Marea Roșie. E, și a rămas această denumire din Vechiul Testament, pentru că noi mai avem încă alte denumiri preluate din Vechiul Testament, cum este Peșahul sau Paștele din Vechiul Testament, și noi am luat denumirea Paștele Mielului Hristos ca s-a jertfit în Noul Testament. Sau după aceea sunt și alte sărbători care s-au preluat ca denumire și sau după aceea foarte multe lucruri din Vechiul Testament s-au preluat pentru că Noul Testament plinește și desăvârșește Vechiul Testament. Adică în Vechiul Testament, în legea veche, omul nu se putea mântui. Erau niște reguli, niște precepte de conduită morală și de asta, dar nu se putea mântui. Numai Hristos a trebuit să vină ca să, cum spune, nu să distrugă legea, ci să o plinească, să o desăvârșească. Și prin Noul Testament noi ne mântuim prin Iisus Hristos. Și de aceea această sărbătoare a rămas și cu această denumire de Paște, în sensul acesta din Vechiul Testament a rămas și s-a păstrat și pentru noi creștini până în ziua de astăzi. De Paște, oamenii știm că merg să ia lumină. La un nivel mai profund, ce semnifică de fapt acest lucru? Ei, când este vorba de lumină, totul este lumină. Totul este lumină și foarte importantă lumina. Eu sunt lumina lumii, spune Hristos, și totul, vedeți, fără lumină, lumina este viață. Orice pe fața pământului nu trăiește nimic fără lumină. Dacă ar fi întuneric, n-ar mai fi nimic pe pământ, n-ar fi nicio viață. Și plantele, și animalele, și totul se mită în jurul luminii, lumina. Și Hristos este lumina lumii, deci ca un simbol. După aceea, lumânarea are o simbolistică din cele mai antice timpuri. Lumânarea, în primul rând, omul aprinde o lumânare ca o jertfă adusă lui Dumnezeu. Vii la biserică, aprinzi o lumânare. Se spune că dincolo, omul după ce a căzut în păcat, a căzut în întuneric. La început a fost întuneric și Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Și a făcut toată creația, cosmosul, a făcut microcosmos, a făcut macrocosmosul, cu toate lucrurile acestea, Dumnezeu a făcut din nimic, din neant și din întuneric, a făcut lumina. Și Dumnezeu este în lumină, unde nu este lumină, nu este Dumnezeu. Și noi aprindem această lumânare ca o jertfă din partea noastră adusă înaintea lui Dumnezeu. Sau după aceea lumina, lumânarea, vedeți, lumânarea când arde, ea se arde, luminează celor din jur și aduce bucurie și lumină. Cam așa trebuie să fie și omul pe fața pământului, mai ales mama, cum spun foarte mulți părinți așa, mama trebuie să fie ca o lumânare care se jertfește permanent, care arde, aduce lumină, bucurie în jur și ea se jertfește, se stinge pe sine. Așa trebuie să fie o mamă în familie și așa trebuie să fie fiecare om în societate și peste tot, să fie ca o jertfă aducând celor din jur lumină, căldură, satisfacție. Deci jertfa aceasta prin ardere, cum este lumânarea și lumina. Și de aceea Hristos a spus că eu sunt lumina lumii și simbolizează veșnicia, pentru că tot este lumină, nu este întuneric. Întuneric este numai la cel rău, vrăjmașul. Diavolul este simbolul întunericului. El este dincolo, pentru că a părăsit pe Dumnezeu. Și oamenii când nu fac celălalt lui Dumnezeu, merg în partea cealaltă a întunericului, unde nu este lumină. Și de aceea, vedeți, și frica, teama de întuneric, teama de cel rău. Un om al lui Dumnezeu nu are teamă de nimic, pentru că are lumină și în chipul lui, și în sufletul lui, și în inima lui. Și luminează și celor din jur. El luminează, radiază. Un om care este bun, radiază bunătate în jur, lumină. Un om care este rău, pur și simplu se teamă de el, produce teamă, oroare, frică. E întuneric. Și deci, atât câtă simbolistică are această lumină care este de la Hristos Dumnezeu și El este lumina lumii și, cum spunea nimeni, să nu trăiește pe fața pământului fără lumină. Fotosinteză. Sinteză, prin lumină se produce sinteză care crește
crește planta, crește floarea, totul prin fotosinteză. Lumina aceasta, fotos, în limba greacă înseamnă lumină. Foarte, foarte interesant. Și de aceea, și noaptea de Paști, mi-aduc aminte când am fost la Ierusalim, Patriarhul, când ia cele 33 de lumânări, un mănunchi de 33 de lumânări, care simbolizează anii Mântuitorului, 33 de ani, și ia lumina și veniți de luați lumină de afară. Și sigur că această chestiune este, se părea tot de la Ierusalim. Știți foarte bine, în sâmbăta Paștelor vine Sfânta Lumină ca un foc de sus, un foc sacru, un foc imaterial, o lumină imaterială. Eu am fost martor ocular în 1994, deci acum aproape 30 de ani, chiar în acest 29 de ani, 1994 am fost martor ocular la această minune la Ierusalim, care a venit Sfânta Lumină. Deci, ca să explicăm așa, la Ierusalim, acolo există locurile importante. Locul unde Iisus a fost îngropat, Golgota, locul unde a fost Iisus răstignit, Piatra Ungerii, unde a fost dat, mai întâi Iisus a fost răstignit pe cruce, pe Golgota, după ce a murit, după 3 ore după ce a murit, Iosif și Nicodima celor de la Pilat trupul și l-au dat jos de pe cruce, l-au înfășurat în giulgiu, l-au șters cu miresme, cu aromate, cum erau, l-au pus pe piatra aceea ungerii și după aceea l-au pus în mormânt. Ei, aceste locuri, 20 de metri distanță, de la Golgota la Piatra Ungerii și la Sfântul Mormânt. Aceste locuri importante ale creștinismului sunt prinse într-o cupolă imensă, într-o biserică foarte mare în secolul VI, și peste Sfântul Mormânt s-a făcut o bisericuță mică, ca un chivot, peste Sfântul Mormânt, după aceea a rămas Piatra Ungerii și la Golgota iarăși este un paraclis. Și peste toate aceste lucruri este o cupolă imensă, o biserică mare. Și la biserica unde este Sfântul Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, o biserică, acolo se întâmplă minunea. Cei care intră, pot să intre în biserică, că este foarte greu, ar dori să vă dați seama, să vină milioane de oameni, dar este maxim 4-5 mii de oameni pot să încapă acolo în acea biserică foarte mare, rotondă, acea biserică rotondă, și cu o zi înainte de cu seara, unii sărace din noaptea, foarte greu, până ziua de astăzi, cum am mers atunci, nu mai eu știu cum am putut să, într-o chestiune foarte, foarte riscantă, periculoasă, până a da viața, așa de mare aglomerație, era să te calci în picioare și foarte, foarte dificil a fost, dar cu ajutorul Dumnezeu am putut vedea acest lucru. Și atunci, ca să vă explic chestiunea aceasta, cuvine Sfânta Lumină la Ierusalim, la mormântul Domnului. Deci pe mormântul Domnului acolo este așa bisericuță mică, așa, mormântul, și cum este obiceiul și la noi, în vinerea patimilor, este prohodul Domnului. Prohodul care înseamnă slujba de înmormântare, prohodirea, plângerea lui Iisus. Toată lumea zice, se cântă prohodul la toate bisericile, slujba înmormântării Domnului. După aceea se iese cu epitaful, epitaful care este Iisus răstignit, care este Iisus pus pe giulgiu și ca și cum l-ar... Și după aceea, giulgiu acela, epitaful, cărăm în jurul bisericii, ca și cum ar fi Iisus prezent acolo. Și în toate bisericile din lume aceasta fac acest prohod frumos, slujba mormântării Domnului înconjoară biserica, așa cum era tradiția, cum se înconjura biserica cu mortul. Iisus fiind mort, înfășurat în giulgiu și în acest epitaf, e conjurat toată biserica și după aceea intră nou în biserică. Așa se întâmplă și la Ierusalim. Deci în vinerea patimilor se face prohodul Domnului, înconjoară Patriarhul Ierusalimului bisericuța Sfântului Mormânt, până cu tot alaiul de episcop, preoți, deacon, în toată lumea aceasta. După aceea, vineri după masă, după ce s-a încheiat prohodul Domnului, se intră în bisericuța Sfântului Mormânt, se sting toate lumânările, candele dinăuntru, se iese afară, se închide ușa, se sigilează cu pecetea Patriarhiei și Poliției din Ierusalim, se sigilează ușa de la bisericuța Sfântului Mormânt și după aceea, până sâmbătă după masă, stă pază acolo să nu intre nimeni, nu poate să intre nimeni. Toate lumânările sunt stinse. Bun, și după aceea, sâmbătă a doua zi, Sâmbăta Patimilor,
Patriarhul, după ce se face slujba vecernei, îmbrăcat într-un stihar simplu, se prezintă în fața Sfântului Mormânt, Bisericuței Sfântului Mormânt, ridică mâinile, este controlat de către și poliție și toți care sunt acolo, armeni, copți, așa, e controlat să aibă nimic inflamabil asupra lui. Așa a rămas tradiție. Vă dați seama că acum, când se întâmpla cu 5-600 de ani să aprinde lumina, era o chestiune care nu puteai să-ți imaginezi. Și atunci patriarhul e controlat, după aceea se prezintă în fața Bisericuței Sfântului Mormânt, se desigilează cu pecetea, se desigilează ușa, patriarhul intră în Bisericuța Sfântului Mormânt, în genunche pe lespedea Sfântului Mormânt și începe să se roage. Este o rugăciune care o știe pe de rost și care invocă Sfânta Lumină. Și după aceea, bine înțeles, înainte sunt niște arabi, care, arabi creștini, care înconjoară biserica, bat în tobe, cântă să vină Sfânta Lumină, să pună unul pe umerii celuilalt, mă rog, în niște manifestări din astea păgâne, așa cum sunt, dar sunt creștini arabi. Deci patriarhul intră înăuntru acolo, se roagă și după un sfert de oră, 20 minute, o jumătate de oră, de la an la an diferă, dintr-o dată, toată lumea eram în afara bisericii și eram ațintiți cu privirea pe cupola bisericuții aceea, pentru că eu, cum vă spuneam, ca un chivăt acea biserică învierii, și toată lumea era ațintă pentru că știam că pe cupolă vine Sfânta Lumină. Și toți, mii de oameni care sunt acolo, sunt ațintiți. Unii filmează, fotografiază cu blițuri, cu tare, cu tare. Deci trebuie să fii foarte atent, că e vorba de fracțiuni de secundă. Și într-o dată, eu când am fost în 94, într-o dată, ca și cum am vedea, cum arunci o găleată de apă, dar s-a aruncat o găleată de foc. Foc albastru, așa, deci foc spre albastru, deci nu foc roșu, așa, pe cupola bisericii sunt urmări, într-o dată fracțiune de secunde, foc albastru, după aceea, dintr-o dată, pe cupolă, s-a coborât jos, s-a prins câteva candele pe frontispiciu bisericuței și după aceea patriarhul este în biserică jos, pe Sfântul Mormânt și acolo este presărată vată. Vată. Ia vată, vata ia foc, este o vâlvătaie de foc acolo, dar foc imaterial, pentru că ia în mână, nu se arde. Ia în mână, pune în două potire și la bisericuța aceasta Sfântul Mormânt sunt două orificii, la catolici și la copți. Și le dă lor întâi cu potirul focul acela, ca după aceea îi împrăște și se întoarce pe patriarh, ia mănuncă acele 33 de lumânări care reprezintă anii Mântuitorului Iisus Hristos, aprinde de acolo focul și iese din bisericuța Sfântului Mormânt, iese în față, spune, veniți de luați lumină, veniți de luați lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor. Veniți de la lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor. Și dă la cei din față lumina. Dar deja unele cane s-au aprins singure și deja după aceea dă la toată lumea. Și după aceea pune în barbă, în păr, nu arde, este imaterial. Asta e minunea minunilor, că este lumină imaterială, foc imaterial. Timp de câteva minute, ca după aceea când ajunge deja în spate, acolo este foc material, normal. Dar asta este mare. Și deci un foc venit din cer. Deci asta este o mare taină aici, în lumină, ce m-ați întrebat, în foc și lumină, că Hristos este lumină și înainte a fost întuneric și Hristos a făcut lumina, Hristos Dumnezeu, lumina, noi trăim în lumină și totul, toată viața se hrănește din lumină. Din fotosinteză, cum spunea și plantele și toate, totul este lumină la bază și noi trebuie să fim lumină cu faptele noastre care sunt luminoase. Și trebuie să, de asta și lumânarea are simbolul acesta al veșniciei și al purității și al jertfelniciei. Prin lumină te jertfești tu. Adică numai mama în familie, ci și orice om trebuie să aibă inimă de mamă, cum spunea cineva un părinte. Inimă de mamă. Că inima de tată e mai dură câteodată. Ești dreptat, faci justițiar inima de tată. E, când ai inimă de mamă, e altceva. Ai inimă de mamă față de toți. Și atunci Hristos, prin lumina sa, și v-am spus această minune care s-a întâmplat la Ierusalim, deci a fost special în 1994 să văd această minune. Și asta se întâmplă în fiecare an de 2000 de ani continuu. Spunea cineva că la un moment dat chiar apare și în alte momente ale anului lumină, se aprind candele singure, vezi un foc, vezi ceva, ca și cum sunt descărcări electrice, fulgere pe cer, așa se văd câteodată în biserică, lumină, spunea cineva care a văzut concret în biserica Sfântului Mormânt, lumină, în diferite momente, slujbe care se fac importante, deci Hristos, prezența Harului Duhului Sfânt este acolo, este în biserica Sfântului Mormânt. Și de aceasta este o mare binecuvântare de la Dumnezeu și o mare taină
și mulți, adică cei care sărace pot, pentru că foarte multe, vă spunea, milioane de oameni ar vrea să vină, dar nu pot să intre decât acolo câteva, maxim 1.000, 2.000 de oameni, 3.000 de oameni, dar prin toată securitatea care e ziua de astăzi, e foarte greu să poți pătrunde acolo și să vezi concret, dar sigur sunt lucruri care în fiecare an se filmează și se transmite direct de la Ierusalim prin Trinitas TV sau prin alte televiziuni și lumea poate vedea, dar sigur că în momentul acesta fiorul Duhului Sfânt, fiorul Sfânt îl vezi acolo când ești și când treci prin acea minunată lucrare. Și de aceea, deci, în fiecare biserică, noaptea Paștelui, preotul ia cele trei lumânarea și de la lume, la lume veniți de la lumină. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Așa cum face Patriarhul Ierusalim și așa s-a preluat de 2000 de ani încoace această taină a lui Hristos, care este, El este lumina lumii. Sărbătorile pascale sunt asociate de altfel cu coșul de ouă roșii nelipsit de pe mese în această perioadă. Cum a luat naștere acest obicei? Da, se spune că Sfânta Veronica, mergând spre Golgota, cu coșul de ouă, spune, a ajuns la lângă Mântuitor, la Golgota, și s-ar fi roșit ouăle dintr-o dată singură, și după aceea ouă în sine este simbolul veșniciei. Este simbolul veșniciei. Și roșu este culoarea purpurie, roșu sângele, pentru Hristos a jertfit pentru noi oameni și pentru noastră mântuire, și este simbolul veșniciei. Prin aceasta și tradiția aceasta frumoasă, ca să ciomnească omul creștinul în ziua de Paști, să zică Hristos a înviat, ca celălalt să mărturisească adevărat că a înviat. Așa cum prima dată ucenicii, femeile mironosițe, chiar Maria Magdalena cu coșul de ouă s-a dus și a început să spune la toți, Hristos a înviat, adevărat că a înviat, ceilalți confirmau, Hristos a înviat. Și prin această chestiune a luat naștere acest salut frumos pascal de Hristos a înviat, celălalt trebuie să confirme că adevărat a înviat, adică Hristos nu este fabulație, ci este totul, pentru că nu poți să vorbești despre Dumnezeire tu, un om, o nimicnicie de om ce ești pe pământ, ci Hristos, El s-a jertfit pentru noi oameni și nu putem să cuprindem în cuvinte și în imaginație marea dragoste a lui Dumnezeu față de noi oameni. Dar noi atât de îndărâni suntem și nu putem să cu toate că, așa cum spune psalmistul David, foarte frumos, spune psalmistul David că omul în cinste fiind n-a priceput, ci s-a alăturat de obitoacele celor fără de minte și s-a asemănat lor. Deci omul în cinste fiind n-a priceput, ci s-a alăturat de obitoacele celor fără de minte și s-a asemănat lor. Adică în cinste fiind, adică Dumnezeu l-a făcut pe om regele creației. L-a pus pe Adam acolo să dea, Adam când era cu Eva în rai, era ca regele creației. Adică toată creația, toate animalele, tot îl ascultau pe Adam. Adam grăsuia pe, adică toată creația Dumnezeu îl înțelegea. Vorbea cu toate animalele, cu păsările, era o chestiune care e inimaginabilă. Adică ce putere mare avea Adam. Și el, dacă asculta de Dumnezeu, unde puteam să ajungem și noi oamenii. Dar și atunci el a căzut în păcat și totul s-a dezechilibrat și s-a dezarmonizat și atunci a venit neascultarea. Nici creația lui Dumnezeu nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu, nu l-a mai ascultat pe Adam, ci dimpotrivă și animale s-a năpustit asupra lui, nu l-a mai ascultat și totul s-a dezechilibrat. Deci înseamnă căderea în păcat și neascultarea lui Adam, și de aceea Dumnezeu l-a făcut pe om în cinstea mare de tot, dar omul n-a priceput. S-a asemănat de pe toate celor fără de minte, s-a asemănat lor. Foarte, foarte interesant cum spune Stamist. Și așa este și omul. Omul, cu cât este mai înțelept, cu cât cunoaște taina lui Dumnezeu, își dă seama de nimicnicia lui. Adică, cum să spune, și despre credință și despre Dumnezeu putem vorbi foarte mult, dar depinde cât înțelegi cu mintea și cât simți cu inima. Dumnezeu este ca un munte uriaș, ca și cum vezi de la Târgu Jiu, vii spre Sadu și vezi muntele Parâng, îl vezi mare, 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 mare. Cu cât te apropii mai mult spre Sadu, se face și mai mic și mai mic, adică și mai mare și mai mare, îl vezi mic de la distanță, cum să zic, iertați-mă, îl vezi mic de la distanță. Dar cu câte apropii mai mult de munte, la poale muntele, îl vezi și mai mare. Și când e sub poale lui, la Sadu, nu mai poți, nu ai cum să cuprinzi cu privirea tot muntele.
Așa este Dumnezeu și așa este cunoașterea noastră și taina lui Dumnezeu. Și aceea oamenii săraci se mulțumesc, trăiesc cu acest sentiment de autosuficiență, că sunt mulțumiți cu ce înțeleg. Dar cât de mare este taina noastră și cât de multe lucruri și taine sunt de învățat și de înțeles. Dar noi ne mulțumim ca niște copii din aceea, de 2-3 ani și ori, că nu știm ce e cu noi pe fața Pământului. Părinte Stareș, ne aflăm la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri. Cu multă plăcere și vă mai așteptăm și altă dată pe la noi și Bunul Dumnezeu să aducă multă bucurie la toți telespectatorii care ne privesc, să aducă binecuvântare în casele și în familiile lor și la rândul lor să aducă bucurii, să aducă bucurie la cei care nu o au din jurul lor, să caute pe cei care nu au bucuria pascală și să le ofere așa cum pot în limita posibilităților lor. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Numele meu este Diana Țigu și vă urez tuturor sărbători magice și liniște în suflet.